Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dozele de Pfizer oferite în cadrul maratonului de vaccinare organizat de Primăria Chișinău s-au epuizat. Ieri au fost făcute 2500 de vaccinuri cu Pfizer, iar astăzi zeci de oameni au venit și au stat în rând încă cu câteva ore înainte de începerea maratonului. Astfel, organizatorii au mai adus 250 de doze, care s-au epuizat acum aproximativ jumătate de oră. Totuși, oamenii se pot vaccina în continuare cu AstraZeneca, Sinovac și Sinopharm. Unii au plecat atunci când au aflat că nu mai este Pfizer disponibil, alții însă au acceptat și un alt vaccin. De altfel, lucrătorii medicali implicați în procesul de vaccinare spun că și aceste trei vaccinuri sunt aprobate de Agenția Medicamentului și sunt eficiente, astfel oamenii nu trebuie să ezite. Ieri 3500 de oameni s-au vaccinat în cadrul maratonului. Acesta continuă astăzi și mâine de la 9 dimineața până la ora 22.